Bună dimineața! Vorbim astăzi despre Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au plecat în vacanță. E adevărat, Cristi și Valentina se află acum în afara țării, într-o vacanță pe care amândoi o așteptau. Nu sunt în America, ci ceva mai aproape. Valentina nu a dorit să facă publică destinația, spun prietenele blondinei. Se pare că cei doi au o lună de miere în avans, deoarece în familia lor se vorbește deja și despre o nuntă. Cristi Borcea și Valentina au plecat mai repede decât ne așteptam, într-o vacanță în doi. Acum nu știm dacă este vacanța despre care vorbea Cristi Borcea, pe care vrea să o facă alături de Valentina, sau de faptul că urma să plece să-și facă niște analize, pentru că Cristi Borcea nu este bine. Chiar el a declarat acest lucru. Da, eu vreau să reamintesc cum că nu este o fandoseală această văicăreală a lui Borcea că șchioapătă sănătatea lui. Să nu uităm, Cristi Borcea a fost operat pe cord deschis, adică chirurgul Brădișteanu, marele chirurg de inimă, l-a operat, i-a avut inima în palmă, nu i-a pus bypass-uri din alea, ocolișuri, că erau înfundate, i-au umblat la valve. Dom'le, da, o operație pe cord deschis înseamnă oprirea inimii, trecerea circuitului printr-o inimă artificială, cât lucrează vreo 7 ore, se taie pieptul, se taie coastele, e șantier mare și complicat. El a avut așa o franchețe și o bărbăție care mie mi-a plăcut, vorbind că a ieșit șifonat din punct de vedere al psihicului și că are nevoie să-l sfătuiască, să-l rezonabilizeze, că asta e frecvent. Nu înseamnă că e nebun unul care stă ochi în ochi cu un psihiatru. O lună de psihiatrie, de psiholog, a spus că ar avea nevoie, iar acum ia 4 pastile pe seară pentru depresie, pentru că pe lângă probleme cardiace, Cristi Borcea s-a lovit și de o crâncă, da, depresie în spatele grafică. Natalia, știi, trebuie să mai amintim ceva. Organizația Mondială a Sănătății a tras semnalul de alarmă spunând că noul mileniu în care a intrat omenirea este un mileniu în care va face ravagii depresia. Așa este. Depresia e periculoasă pentru că de la o însingurare, de la o lipsă de chef, de la tendința de a nu te mai amuza nimic, până la pus ștreangul de gât, e un metru distanță, doar atâta. Iar în momentul în care în fiecare zi înghiți vreo 4 pastile pentru oblojirea psihicului, riști dependență, ceea ce e complicat să depinzi de pastile atât ca somn, cât și ca o stare de liniște. Și atunci, domnule Condrățean, așa cum dezvăluie și o prietenă de-a Valentinei, că cei doi au plecat într-o vacanță și nu în America, că mulți spuneau că ar fi plecat în America, Cristi Borcea și Valentina, ci că undeva o destinație mult mai aproape. În Europa. Acum, dacă stăm să ne gândim, ori au plecat la relaxare câteva zile doar ei doi, ori s-au fi dus să-și facă analizele, pentru că asta a și spus, că el își face, vrea să-și facă un set de analize în străinătate. Și mă gândeam, și poate au plecat în Turcia. La toate vedetele se duc, da, acolo să-și facă analize. Haideți să explicăm puțin că moda asta a spitalelor din Turcia are și o bază reală, pentru că acolo s-a investit extraordinar de mult în cea mai modernă aparatură și au băgat degetele și americanii, acolo fiind o puternică țară aliată a NATO, Turcia, un punct de sprijin al NATO în zona aia, care mereu e cu vulcanul în erupție, și americanii au băgat bani și acolo este o medicină foarte dezvoltată. Bine, și pe lângă problemele medicale pe care le-ar putea rezolva pe Cristi Borcea în afara țării, bănuiesc că este vorba și de timpul pe care trebuie și vrea să-l petreacă cu femeia visurilor sale, așa cum el a declarat că Valentina este pentru el, că, domnule Condrățeanu, vorbim de 4 ani în care el a stat practic despărțit de cea care i-a dăruit un copil. Acum au nevoie din nou, parcă poate să o ia de la zero. Da, sau să continue, da, ceva ce a început de mult. Acum, și foarte interesant ar fi, că voi sunteți ziariști buni
și aici e o echipă de deștepți. Există o versiune pe care odată și odată eu cel puțin aș fi curios să aflu dacă e adevărată sau nu. Și anume, că iubirea ilegală între Pelinel, când era chiar căsătorită cu Băurean, da, așa și Borcea, da, a fost chiar puțin înainte de nunta cu Vidican. Motiv și pentru care... că ea, când se desfășura nunta și dansul mirelui Borcea cu Vidican mireasa, ea plângea în hohote, culmea rezonabilizată fiind de mama răniților, care e Micaela, prima nevastă, uh-huh, și mie mi-a plăcut explozia de fericire a lui Pelinel, care i-a sărit, da, practic acum i-a sărit în brațe. Exact. Da. Cu adevărat o relație, că până acum au fost, cum a spus, pe ascuns, în secret, că așa vorbeau gurile rele. Mai mult decât atât, când și-au oficializat relația, era închis. Adică tot n-au putut să stea aproape, să-și trăiască viața ca un cuplu, să vadă dacă se înțeleg, dacă corelează, dacă sunt compatibili. De-abia de aici încolo vom vedea ce se va întâmpla, corect? Da, că doi oameni, că... nu știu, pot alege. Și mai e ceva, pe lângă... dacă stau împreună, da, da, mult, da, timp. Pe lângă aspectul ăsta corect și profund pe care l-ați ilustrat voi, că una e să respiri același aer, să bei aceeași apă, să mănânci aceeași supă, la trei permisii pe an, cu flirtul, să te întâlnești, să iar te distrezi. Iar iubirile interzise sunt tot mai interesante. Dacă tropotește viața peste tine și cu rutină și cu necazuri, aia are nevoie, iubirea aia, de o rezistență și o adâncime. Vreau să spun că mai e ceva care poate schimba. Deși eu sunt ferm convins că oamenii greu se pot schimba,